Salutare tuturor, aici este Bobospider și bine ați revenit la un nou video din Destiny 2. Oameni buni, astăzi o să discutăm despre light level, putere, armuri și chestii de genul ăsta, pentru că efectiv pe streamurile de ieri m-ați înnebunit cu întrebări legate de armuri, de cum faci jos de anumite arme sau chestii de genul acesta. E bine, astăzi o să vă spun exact ce trebuie să faceți încât să progresați prin jocul ăsta mai departe și să obțineți cât mai multe iteme și puteri diferite. Prin puteri mă refer la numerele astea de aici, nu vorbim despre puterile pe care le aveți deja, pentru că alea oricum le obțineți făcând povestea jocului, care v-am mai explicat în videoul anterior cum trebuie să faceți să porniți campania. E bine, mai bun, după cum bine vedeți, avem aici și un micuț banner, dacă putem să-l numim așa, unde ne sunt arătate niște cifre. Pe noi ne interesează în mare parte cifra asta cu galben, nu, astea de jos sunt niște chestii de la, cum se cheamă, niște chestii de la bannerele astea, că se schimbă în funcție de banner. Vedeți, aici avem un număr sub forma asta, gen 900 și sau 800 și sau mulți dintre voi când o să începeți să vă faceți un caracter o să aveți 750. E bine, acest număr crește în funcție de itemele pe care voi le portați, și anume armele cele 3 și armurile cele de aici, și se mai bonusează puțin cu niște puncte bonus în funcție de ce level aveți voi pe sezon aici și așa. Jocul e posibil să fie puțin cam prea încedat, deci probabil că nu o să auziți cine știe ce, o să-l dăm o țârșa mai tare între timp. Da, deci scopul vostru în Destiny, în mare parte pentru cei care nu știu, și sunt sigur că sunt mulți care nu prea știu care este scopul în Destiny și ce ar trebui să faceți și tot așa. Ei bine, este să ajungeți cât mai puternici, să faceți toate challenge-urile și să faceți și raid-urile și toate alea. Și vedeți niște bulinuțe pe aici, o să vă explic imediat ce înseamnă și astea, dar hai să discutăm despre iteme. În primul și în primul rând avem secțiunea de arme. Aici, în mare parte, ele sunt împărțite în 3 mari categorii: primary, secondary și power weapons. Astea sunt destul de diferite între ele în funcție de cum funcționează, dar primary și secundare, secondary, să știți că sunt în mare parte cam aceleași arme, doar că cele secundare au elemente ca și ammo. Dacă vedeți, aici avem solar energy pe ăsta, avem aici nou solar energy, avem void energy, avem arc energy și tot așa. Deci în funcție de elementul ăsta, arma voastră dă un anumit tip de damage. Asta contează foarte mult mai târziu la diversele misiuni, unde contează gen ce damage dai în funcție de ce shield are inamicul. Dacă ați mai văzut probabil niște inamici care au un fel de aură dubioasă colorată în funcție de elementul pe care l-au ca și aură. Dacă tragi într-un shield de solar cu solar, dai mai mult damage și reușești să topești acel shield super repede. Dar în ce diferă, cum am spus, în mare parte aceste două categorii sunt în mare parte tipurile de arme, pentru că, bine, putem să avem aceleași tipuri de arme și aici, dar și aici, dar diferă, cum am spus, în mare parte chestia asta, că avem elemental ammo. Iar aici o să știți că aici sunt cele mai unice arme, pentru că power weapons sunt în mare parte doar rocket launchere, sub-B, grenade launchere, fusion rifle. Deși am mai avut fusion rifle și pe aici în Destiny 1 și știu că sunt și pe acum câteva, dar foarte rare sunt ele. Bine, avem exotica telesto, care este secondary, dacă stau bine să mă gândesc. O să ne uităm imediat și o să vreau să mă asigur că nu vorbesc prostii, că nu vreau să zic că da, avem energy și e telesto. Deci power weapon aici și așa. Dar în mare parte sunt dominate power weapon-urile de grenade launcher, rocket launcher și sub-B. Mai sunt și câteva snipere, sunt linear fusion rifle, sunt diverse alte nebunii gen un shotgun sau ceva. Astea sunt cumva niște excepții, pentru că, na, vă înțelegeți, sunt acele arme exotice ce au anumite proprietăți diferite. O să trecem și acolo. Și, cum am spus, aici contează în mare parte ce fel de setup vă alegeți să vă faceți. În mare parte eu vă recomand să vă alegeți o armă de distanță mare, distanță medie sau close, și neapărat în power weapon trebuie să fie ceva care să dea bine de tot. În mare parte eu merg pe un grenade launcher sau pe un rocket launcher, niciodată nu prea merg pe sub-B, pentru că sub-B-le sunt destul de așa și necesită să te apropii foarte tare de inamic și de obicei chestia asta nu e foarte ok în multe cazuri, sau nu poți să te apropii din cauza că este vreun boss care stă la distanță. Ei bine, și aici avem partea de armură. Aici nu prea avem ce să discutăm mare parte, decât vă dați și voi seama că aveți cască, aveți mănuși, aveți chest, aveți bocanci, ornament, de obicei fiecare clasă are ceva diferit aici și ăsta este un banner care nu face el prea multe, ci dacă faceți parte într-un banner o să aibă diverse level-uri și vă dă diverse bonusuri mai încolo. Asta este un talisman, asta este ceva nou băgat în Destiny, ce-l obțineți făcând diverse quest-uri sau făcând Battle Pass-ul ăsta pe care l-au, eu zic Battle Pass pentru că seamănă cu un Battle Pass. Asta vă dă niște pasive ce le puteți pune pe arme. Și acum hai să trecem la ceva detalii mai complicate, așa că vă rog frumos să stați aproape și să mă urmăriți exact ce vreau să vă zic aici. În Destiny există mai multe tipuri de rarități. Avem cea mai comună la level maxim, o să fie Legendary, avem apoi rare, adică cele albastre, avem cred că Uncommon cele verzi și Common sunt cele albe. Nu prea mai am eu iteme de astea Common și Uncommon, trebuie să mă duc probabil prin diverse, uite, gen așa, asta este, zicem, cel Common și Uncommon e probabil, dacă nu cel la emote-uri aici, vedeți, uite, emote Uncommon de culoarea asta, apoi îl vezi pe astea. În mare parte, de la 750 până la 900 o să folosiți o turnă de iteme albastre, ca să vă creșteți doar numărul ăsta. De la 900 încolo, e bine, lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Și anume că trebuie să fiți atenți la ce stats-uri au, gen aici trebuie să fie o combinație faină de bonusuri. Astea sunt niște bonusuri, nu am simțit un detaliu care sunt cele mai bune pentru că nici eu nu prea mă pricep la ele, așa că vă luați ce credeți voi că vă place cel mai mult și încercați să vă faceți cumva arma să fie pe placul vostru. Din nou, fiecare item are niște bonusuri anume, exoticele au niște bonusuri mai unice ce le oferă niște abilități speciale. Așa, și acum probabil o să vină întrebarea de unde faceți rost de ele. Știu că n-am intrat foarte mult în detaliu, gen cum mai puteți să vă upgradați armura și toate astea, dar aici este o chestie nouă cu care încă nu am experimentat foarte mult, dar ca să vă zic pe scurt, trebuie să vă consumați materiale pe care le obțineți din experiențele voastre, gen distrugând iteme sau făcând misiuni, să consumați acele materiale precum Legendary Shards provin din distrugerea itemelor legendare și anume bucăți de armură sau arme, Glimmer o să obțin în orice activitate în mare parte și Enhancement Core-urile pică random tot la fel din distrugerea itemelor legendare. Ele mai pot fi cumpărate și de la Spider din zona Tangle Shore. Cu cât îți mărește energia pe o armură, cu asta poți să folosești la nivel maxim, faci armura la nivel maxim și poți să folosești diverse bonusuri pe care ți le poți pune pe acea bucată de armură. La arme nu se aplica, asta la arme este o altă treabă, o să o explic pe scurt și acolo ce este. Se numește Masterwork, ai totuși o mini pasivă pe care poți să o pui, dar aia se numește Masterwork în mare parte. Dacă faci la level maxim, spre exemplu cum avem aici, primești un micuț bonus, uite, Maximize Stats, Generates Orb on Multi-Kills. Deci dacă eu fac multi-kill-uri, să scot orburi. Mai am aici încă o armă Masterwork, vedeți aici, Defeating enemies using this weapon, ok, îți dă un upgrade și Firefly deals more damage while Memento Mori is active. Adică Firefly, adică chestia asta, când dau un precision, explodează mult mai tare acum chestia asta. Așa ca să înțelegeți cum stă treaba. Și acum să revenim la ce am spus mai devreme. De unde faceți rost de itemele astea? E bine, orice activitate are șanse foarte mari să îți dea iteme. Cel mai simplu este să încercați să vă completați în fiecare săptămână și în fiecare zi activitățile zilnice și activitățile săptămânale, pentru că astea îți vor da șansele cele mai mari de loot. Și anume, faceți Crucible-ul, vedeți, fiecare are câte o condiție acolo, dar cred că poți face la orice. Vă că nu e diferită condiția, la Vanguard e mai diferită treaba. Vă spune, uite, trebuie să faceți, să completați doar 4 meciuri. Nu trebuie să câștigați, nu nimic, ci trebuie doar să jucați 4 meciuri de PvP. Și obțineți Powerful Gear Tier 1, care este ceva foarte apropiat de nivelul pe care îl aveți voi. Dacă este Pinnacle Gear, este ceva care e sigur un upgrade destul de major. Dar și aici poate fi un upgrade destul de bunuț dacă vă ocupați de el, știi? Adică dacă aveți noroc, pardon, dacă vă ocupați, dacă aveți noroc, poate să vă pice ceva destul de drăguț. Ok, ieșim de aici, avem Gambit-ul, din nou o activitate foarte faină pe care vă recomand pentru că există șanse foarte mari de upgrade, unde aveți Gambit, Gambit Prime și astea sunt private match-urile. Din nou aici aveți o grămadă de iteme ce vă pot pica, de obicei pică iteme în general la fiecare match, deci puteți face și asta. Și aici avem strike-urile sau dungeon-urile. Avem Nightfall-ul, care este ceva strike pus pe hard. Vedeți, uite, eu aproape am făcut 2 din 5, o să mai fac asta de 3 ori și aia e. Sau dacă fac Nightfall-ul pe o dificultate mai mare, poți să primești și aia de acolo, uite, Pinnacle Gear. Și dacă te uiți aici, dacă schimbă dificultatea, vedeți, vă dă Exotic Gear, Uncommon sau Common și poate să vă pice niște iteme destul de bune, dar bine, cât faci mai greu, cu atât ai mai multe condiții. Și aici de obicei vă pune să faceți undeva la 3 strike-uri în fiecare săptămână ca să obțineți reward. Apoi o să vedeți steluțe undeva random pe diverse alte planete. Gen, poate o să vedeți pe aici, poate o să vedeți pe aici, poate o să vedeți pe aici. De obicei asta înseamnă că aveți de făcut o aventură solo. De obicei înseamnă că trebuie să mergeți la pe aici și să faceți fiul de ăsta sau nu știu ce alte condiții, dar mare parte astea sunt, dar sunt variante heroice, adică sunt ceva mai grele și cel mai bine ar fi să mergeți cu cineva să le faceți, pentru că na, solo e cam greuț. Pentru cei care aveți Shadow Keep, o să aveți de făcut cele 3 Nightmare-uri, bine, puteți să repetați pe unul de 3 ori dacă aveți chef sau le faceți diferit, le faceți unul câte unul, știi, așa le fac mereu. Aveți Vex Offensive, care este un mod destul de ușor de a face rost de o grămadă de iteme MOV și multe upgrade-uri dacă sunteți atenți. Și multe alte activități, precum raid-ul pe care îl puteți face, care iarăși și o activitate garantată că o să vă dea o grămadă de iteme bune. Și acum revin la quest-uri. Sunt quest-uri zilnice pe care unii dintre voi ar trebui să le faceți, ca să vă boostați, unul la mână, Season XP-ul și să vă creșteți și șansa de reputație slash șansa de loot bun. Adică dacă vă uitați pe aici la Gambit, pe exemplu, aveți un fel de scor jos acolo. Aia o să vedeți și la PvP. Ăla este un scor destul de important, ce cu cât îl crești și ajungi la rancuri mai mari, primești reward-uri la fiecare rank, de câte mi-aduc aminte. Sau nu știu chiar la fiecare rank, dar primești la fiecare aproape level, la primești niște iteme destul de bunuțe. Acum o să mergem pe tower să vă arăt misiunile zilnice. Dar bine, până să ajungem acolo să vă arăt cum arată el aici și vă arăt unde le puteți procura. În mare parte sunt aceste bounty-uri. Aceste bounty-uri în mare parte sunt niște misiuni zilnice, vedeți, durează 20 de ore sau unele dintre ele sunt și săptămânale, acum în funcție de greutatea pe care o au, ca și dificultate mă refer. Și aveți aici diverse condiții pe care trebuie să le îndepliniți și diverse reward-uri pe care le aveți acolo. Vă dă și XP, adică n-aveți nicio treabă, puteți face rost de o grămadă de reward-uri de aici, dar nu vă dă specific iteme. Sunt unele, de astea cum iese de aici, care expiră în 3 zile, care se dă asta săptămânal. Aveți aici Legendary Gear. Nu e cine știe ce Legendary Gear-ul. Și cam atât. De unde le luați? În mare parte de la fiecare reprezentant de pe aici. Sau de pe fiecare planetă. Aveți astea de aici. Vedeți care sunt cu shield-ul ăsta așa albastru sau steagul ăsta așa albastru. Asta garantat o să aibă o misiune săptămânală pentru voi. Gen, uite, asta zice că trebuie să faceți 8 bounty-uri, am făcut 5. Tot așa trebuie să faceți bounty-uri la greu la fiecare. Și mai puteți merge la anumite planete și au și ele propriile lor bounty-uri la persoanele de aici. Mergeți la ei și luați diverse misiuni, le faceți și vă întoarceți și le dați acele materiale de care v-am expus eu în primul video, gen ăstea sau ceva, le duceți și le dați acolo ca să vă faceți voi, să vă luați niște reward-uri de acolo. Nu sunt foarte grozave reward-urile, dar pot fi unele mici upgrade-uri sau ceva, înlocuiri de iteme. Și de aici, uitați, vă luați bounty-urile pentru ce aveți voie, pentru ce aveți voi nevoie, tot așa. De aici puteți lua unul random. Și astea sunt diverse reward-uri pe care voi le puteți lua după ce ajungeți niște rank-uri. Vedeți aici, uite, Season 8, nu știu ce, fă chestia asta și îți pot da niște cosmetice destul de drăguțe sau poți să-ți cumperi direct niște arme destul de faine, dar mi se pare că asta nu le are la dispoziție. Poți să-ți cumperi și niște arme destul de drăguțe și sau diverse quest-uri, cum o să vedeți probabil și la alte magazine, să le numim așa, se pot găsi și quest-uri ce vă pot da niște iteme destul de faine, precum cele de la Ikora, din nou, astea mă adresez acum celor care au Shadow Keep. Cei care nu au Shadow Keep, să știți că sunt și pentru voi, dar în puține locații și nu sunt chiar așa de grozave. Ignorați chestia, e un quest pe care nici acum l-am făcut, e un lucru ce tot se plimbă prin sistemul solar la greu. E bine, uite, dacă venim aici la Ikora, ea ne dă niște altfel de bounty-uri care, vedeți aici, sunt cu reward-uri direct de arme. Deci să faceți ceva anume și aveți reward-uri de arme. Ok, asta e povestea cu reward-urile, rank-urile și itemele normale pe care le puteți lua. Acum vine întrebarea cum faceți rost de exotice, că asta a fost iarăși o întrebare pusă de mulți oameni din chat și din comentarii, că au văzut la mine că eu am iteme galbene, că de unde le iau, că alții au primit random sau ceva. Ok, în primul și în primul rând, itemele galbene pot pica din o grămadă de surse. Pot pica din raiduri, pot pica din Gambit, pot pica din orice. Efectiv din orice, adică mi-a picat o exotică astăzi dintr-un random mob într-un strike. Poate să pice din orice, sunt foarte rare, trebuie să înțelegeți asta. Ori, poate să vă pice de aici, din season, și uite aveți exotic engram. Ori, puteți să aveți noroc să vă pice dintr-o engramă prime, care de obicei o găsiți în inventar, dacă o colecționați o găsiți aici și mergeți la Cryptarch, care el este... Aici mergeți la el, vorbiți cu el, vă face decipher la ea și poate să vă pice un item legendar sau exotic și asta e destul de mișto. Și unele dintre ele pot fi obținute prin intermediul lui Xur. Dacă mai țineți minte că făceam videole în Destiny 1, e un vendor ce apare în fiecare weekend, de obicei prin Tower, și puteți să cumpărați niște chestii direct la el. Altele sunt obținute un pic mai greu, dacă e să zic așa, pentru că necesită să faceți niște quest-uri destul de muncitorești, aș putea să zic așa, pentru ele. Și anume, uite, spre exemplu, dacă ne ducem noi frumos pe aici, dăm așa și vedem, uite, avem aici un quest pentru ceva, cred că exotic, arc. Nu am făcut-o, de-aia zic, nu am făcut-o, nu știu exact care e treaba cu ea, o să o fac. Ori avem o exotică pentru Fusion Rifle, avem un quest pentru Fusion Rifle, avem quest pentru... pentru un tun pe care o să încerc să-l fac rost, pentru un rocket launcher, din nou, și aici iarăși sunt o grămadă de quest-uri pe care le puteți face. Multe dintre ele pot avea niște reward-uri destul de faine, de aceea vă zic că aveți ce mânca pe aici. Asta de obicei galbene garantat o să vă dea o exotică sau ceva destul de mișto. Unele dintre ele poate să vă dea o exotică armă sau... Că iar mă întrebase cineva de ce am mai multe exotice echipate, că puteți echipa doar un singur item exotic pe fiecare slot, adică o singură armă și o singură bucată de armură, dar aici avem, astea sunt cosmetice exotice, pentru că sunt extrem de diferite față de cele normale. Vedeți, am o tonă de tot felul de sparrow și tot felul de nave. Și astea poate să vă pice de la quest-uri sau de la diverse evenimente, sau tot la fel vă pice random, sau dacă vă simțiți voi mărinimoși, puteți să le cumpărați din store și aveți aici o grămadă de... uite, dacă vreți să cumpărați Spider din store. Și cred că am acoperit mai toate tipurile de iteme pe care le puteți voi colecționa încât vă creșteți power levelul ăsta blanao de aici și așa. Vedeți, eu îmi țin mai multe de aici să le upgradez. O ultimă chestie pe care pot să vă menționez este că nu trebuie să renunțați mereu la o anumită armă sau ceva, gen cum fac eu aici, uite, asta are 775. Nu trebuie să renunțați la o anumită armă, pentru că în Destiny există și o mecanică destul de mișto de infuse. Ai o armă, are 800 și ai găsit ceva de 900, echipezi arma de 800 și folosești materiale să dai infuse la acea armă pe care o ai în arma pe care ți-o dorești să o păstrezi. Și obține acea putere de 900 fără alte adaosuri sau alte minusuri. Deci, efectiv, dacă eu aș veni acum, m-aș urce pe Crimson și aș da infuse, aș da un infuse cu ăsta și să fac de 909. Momentan nu vreau să renunț la pistolul ăla, dar probabil o să renunț la el doar de dragul de a vă arăta pe video. Și ai făcut infuse și Crimsonul meu acum este 909 hand cannon, de la 700 cât avea el și aia este. Ei bine, cuburile astea sunt destul de muncitorești de obținut, de-aia revin la partea asta de muncitorești. Pentru că necesită niște materiale pe care trebuie să le farmați. Sau să aveți noroc de la diverse misiuni să vă pice cuburi din acelea. Veniți aici la Banshee, la Gunsmith. Din nou, și el are bounty-uri, dar vedeți, vinde și el cuburi. Și trebuie să farmați Legendary Shards, Enhancement Core-uri, Face Glass și să folosiți și Glimmer. Uite, o să cumpărăm aici câteva de astea și am rămas deja fără bani. Ce, nu mai am Glimmer? Deja am sărăcit, mama, am sărăcit de Glimmer, boys, aia e. Se mai întâmplă și de asta din când în când. Și cam asta ar fi chiar tot de acoperit în legătură cu itemele. Desigur, duceți prin inventar, astea sunt gen materiale sau diverse consumabile. Le citiți descrierea, dacă nu știți ceva, vă recomand să intrați pe Google. Că sigur acolo o să găsiți o grămadă de informații mult mai utile față de ce v-am zis eu. Bine, astea sunt de colorat. V-am mai explicat eu asta cu coloratul, cum stă treaba și ce trebuie să faceți cu ele. Dar cred că aici chiar putem pune punct la toată treaba asta cu itemele. Dacă considerați că am ratat ceva ce trebuia menționat și clarificat în video, vă rog, spuneți-mi în comentarii și o să încerc să vă clarific pe cât de mult posibil. Și aștept sugestii și cu alte tipuri de video pe care vreți să le vedeți pe canal în legătură cu Destiny 2, pentru că am văzut că vi s-a trezit interesul pentru Destiny și am zis, desigur, hai să fac cât mai mult content dacă voi chiar doriți să vedeți mai multe videouri cu acel joc. Iar aici a fost Bob, oameni buni, iar noi o să ne auzim cel mai probabil data viitoare, așa că o să-l pun pe Bobița aici să-și pună ceva muzică faină pe telefon și o să ne cărăm de acum, ok? Ha, pa, pa!